Salutare, oameni dragi! Astăzi vom vorbi despre cartea Jurnalul Fericirii, scrisă de intelectualul român de origine evreiască, Nicolae Steinhardt. Acesta a fost închis în timpul regimului comunist, despre asta fiind acest jurnal, pentru că ar fi complotat împotriva regimului, ceea ce înseamnă că s-a întâlnit cu mai mulți intelectuali români și ar fi discutat anumite lucruri despre asta. El a fost acuzat în procesul lui Noica pentru că s-a întâlnit cu acesta și cu alții și nu a dorit să declare împotriva lui Constantin Noica, fiind astfel acuzat la paramise 12 ani de închisoare silnică și încă 7 de degradare civică. Totodată i-au fost confiscate toate averile. Foarte interesant despre Steinhardt este că în închisorile comuniste, mai exact la Jilava, el s-a botezat în religia creștină și după ce și-a încheiat anii de închisoare, s-a și călugărit. Pornind de la afirmația lui Steinhardt, cum că iadul trebuie să fie balamuc, adică un spațiu al haosului, vă voi citi în primul rând câteva pasaje despre torturile la care erau supuși oamenii în timpul regimului comunist, pentru a înțelege mai bine de ce este vorba în această carte și în privința celor care au supraviețuit și și-au păstrat mintea întreagă de o tărie spirituală, de o tărie psihică, de neimaginat. Spune așa Steinhardt: dacă diavolii, îngerii căzuți, puteau născoci chinuri cumplite, numai ordinul șmecheresc al oamenilor i-au putut trece prin minte torturi atât de țignite și de întortocheate. Arpacașul fierbinte, înghițit pe nere suflate și numai decât după aceea o stacană mare cu apă rece, cățărări cu unghiile pe ziduri, metanii neîntrerupt până la leșin, excremente mâncate, se socotește privilegiat cel care îi pus să și le mănânce pe ale sale. Mâncare enormă, urmată de 48 de ore petrecute într-o celulă tixită, fără tinetă și cu ușa firește zăvorâtă. Preoți siliți să facă onanie. Orele de somn reduse la 4, de la 12 noaptea la 4 dimineața și acelea întrerupte la fiecare sfert de ceas. Obligația de a sta numai în picioare, de la 4 dimineața la 12 ziua, timp de 2 luni. Și ce împărtășește Steinhardt șocant în ce privește natura umană, este că omul, pentru a se salva, este dispus să-i facă rău colegului său de celulă. Deținuții ajung să se chinuiască unii pe alții, economie de mijloace, gardienii vor interveni prea puțin, condamnații își vor crea singuri infernul, șefii de cameră conștiincioși, regulamentari și temători, camarazii maniaci ai curățenii, au fost aducători la îndeplinirea planului bazat pe ideea justă că temnița grea este lucru de nimic, fleac și floare la ureche pe lângă ospiciul de nebun. Nu vreau să intru foarte adânc în detaliile astea, cred că s-a înțeles prin ce au trecut. Voi trece la partea frumoasă, ca să zic așa, la partea de autodescoperire, la modurile în care ocnașii reușesc să treacă peste aceste dificultăți. Să vedem, prezența tineretului incomparabil mai rezistent, moralicește, căci sunt mai toți tuberculoși, mai blând și mai vertebrat decât bătrânii, și a pastorului au evit în camera aceasta o atmosferă de grandoare. Parcă toți se întrec în a fi gentili unul cu altul și toată lumea învață de dis de dimineață până seara poezii, pe nânări suflate, și se povestesc cărți serioase. Și Bruder Harald, un coleg de celulă, se depășește pe sine, recită, traduce, predă și relatează pe larg, cu modestie, dragoste și simțul ecumenic al relativității, viața și doctrina doctorului Martin Luther. Este ceva foarte asemănător cu paradisul, ceva foarte japonez, cavaleresc, ceva alcătuit din curaj, dragoste de paradox, încăpățânare, sfântă nebunie și voința de a transcede cu orice preț mizerabila condiție umană. Într-un spațiu închis, într-un spațiu limitat în ce privește stimulii, fiecare bucurie măruntă, fiecare gest uman reprezintă o minune și, de fapt, în viața de zi cu zi, cumva ne așteptăm la minuni să fie ceva grandios, să ne schimbe viața, dar nu observăm că simplele gesturi ale celor care ne sunt alături sunt într-o oarecare măsură minuni. De aceea, spune și Steinhardt, minunea este și felul cum ne purtăm unii cu alții, întrecându-ne în a ne ajuta, a ne vorbi delicat, a ne face viața cât mai plăcută unul altuia. O percheziție îmi confiscă singura sticluță unde îmi păstream lichidul negru, care, spre norocul meu, mi se servește acum dimineața drept cafea, în locul mai consistentului terci, deoarece nu rămâne nimic din cât mi se dă, cafeaua mi-e prețioasă rezervă. Confiscarea sticluței a proporții de pierdere catastrofală, percheziția a avut loc dimineață și pentru deținerea sticluței am fost violent surchidit și amenințat. Seara, la ora stingerii, nominală, pentru că becurile nu încetează a răspândi lumina puternică, când dau pătură la o parte, găsesc dedesubt o sticlă, mai mare decât cealaltă. Binefacerea e conformă cu cele mai stricte precepte critice. Fiindcă nu știu cine a pus sticla, nu pot întreba, nu pot afla. Binefacerea aceasta e act gratuit.
absoluta discreție recomandată de Mântuitorul e prezentă neîntinat. Deci gestul făcut fără interes, fără a se ști cine l-a făcut. După cum am văzut, practic ei încercau să-și ocupe timpul, dar forța spirituală stă în faptul că nici el, nici noi, ca așa cum am citit într-o altă carte, nu îi acuză niciodată pe cei care le-au făcut rău, în sensul în care nu îi acuză pe gardieni că nu s-au împotrivit, că nu au luat atitudine, ci chiar îi apără spunând că nici nu aveau cum să facă altfel, că dacă s-ar fi împotrivit, ar fi ajuns în același loc cu ei. Că, practic, au fost și ei condamnați să săvârșească lucrurile pe care le-au făcut, însă ceea ce punctează Steinhardt este că totuși ceva se putea face și fără risc. Puteau să nu săvârșească păcatul de prostie, puteau adică să nu facă exces de zel, ci dimpotrivă, să execute agale și în silă, să mai amâne nițeluși, să transforme lelea în virtute, să o ia încetişor de tot. Desigur că, simțind nevoia să se convertească la creștinism, el găsește aici alinare în viața lui Isus, în Sfânta Treime, și analizează foarte multe pasaje din Biblie, la cuvintele Mântuitorului către Luca: dacă vă voi spune, nu veți crede. Și sublinează Steinhardt că aceasta este condiția umană, să nu-L credem pe Domnul, dar nu numai asta, ci să nu ne credem unii pe alții. Spune el: nu vrem, nu putem, nu știm, nu cutezăm, nu ne străduim să-i credem pe ceilalți. Experiențele sunt intransmisibile. Ajungem să pricepem unele lucruri, dar la ce bun? Nu suntem crezuți. Putem vorbi, dar nu putem stabili comunicația, nu putem obține legătura. Ce ne rămâne a face decât, urmându-i pilda, să tăcem neîncruntați? Este interesant acest pasaj pentru că, într-adevăr, se întâmplă că de multe ori când tu ai înțeles ceva și încerci să-i spui altuia până când el nu s-a lovit de acel lucru și până când n-a venit el să-ți ceară un sfat, să-ți ceară un mare, degeaba vorbești. Voi mai citi două pasaje, acesta fiind unul care mi-a plăcut enorm, cred că cel mai mult, pentru că vorbește despre faptul că, desigur, Steinhardt, ca orice alt om, de fapt, nu doar călugăr sau din acest domeniu al vieții religioase, s-a confruntat cu lipsa de credință. Cartea chiar începând cu un citat din Biblie, în care se spune: cred, Doamne, ajută necredinței mele. Pare mi se că a zis Steinhardt că este pasajul lui preferat, pentru că aici omul își declară credința, fiind în același timp conștient că nu va fi întotdeauna capabil să creadă. Crede și nu crede. Are nevoie de ajutor pentru a vedea întotdeauna binele. Și pasajul care îmi place sună astfel: abandonat fiind cu totul și sortit unei trăiri în plină pătimire dialectică, înțeleg că ajutor rațional nu pot primi de nicăieri. Stupefiantele, alcoolul, erosul, mângâierile prin iluzii sau manii nu sunt valabile pentru că mă pun la discreția bunăvoinței altuia și sunt temporare. Va și supuse capriciilor timpului care le degradează. Dovezi dirimante și absolute nu există. Teoriile se învechesc mai rău ca oameni, ca veșmintele, nu aveam de face decât cu semne. Iar semnele, desigur, nici nu era nevoie să spun atât de gălăgios Sartre, semnele pot fi interpretate în două feluri. Dialectica ne iese în cale la tot pasul. Esența este că totul poate fi interpretat. Așa fiind, înțeleg că nu mă pot vizui decât pe niște foarte vagi intuiții. Nici urmă de constatări, reguli, siguranță obiectivă, etc. Pe niște prea tainice îndemnuri venite dintr-o lume pe care doar o simt și o bănuiesc, din străfunduri foarte ascunse, din domeniul pe care Ortega îl socotește al credințelor, nu al ideilor. Ceea ce creează divinul, ceea ce aduce minunea, bunătatea în viața noastră, este credința noastră în aceste minuni, în bine, în Dumnezeu, crezând, vorbind despre asta, gândindu-ne la lucrurile astea, le facem posibile în viața noastră, le observăm mai des, le atragem. Căpătăm forța de a le vedea mai degrabă decât de a vedea răul, care este inevitabil. Și voi termina cu acest pasaj, urmând ca într-un al doilea sau al treilea clip, cine știe, să mai citesc și altele. Un pasaj care spune așa: în ușoara burniță de-a lungul străzii, înțeleg că nu se cuvine să facem niciun rău nimănui. Că orice dezordine, mojicie, brutalitate, ceartă, enervare, dispreț, jignire e de la diavol. Că făptuirea binelui e maxima cea mai egoistă, pentru că singură ea dă liniștea și împăcarea cu sine, că buna purtare și colecționarea de fapte bune sunt acel unic al nostru avut, de care putem oricând dispune, nu poate fi luat la nicio percheziție.
Nimic nu e mai amarnic și mai aproape de iad decât amintirea faptelor urâte, rele, meschine, decât golul talanților nefolosiți și darurilor irosite. Că așadar se cuvine a face binele cât mai e timp, înainte de a se ajunge la starea în care nu mai rămâne decât a fi, că adunând amintiri frumoase, dar nu regretul unor clipe de plăcere trecătoare, că și acela e chin, ne construim la drept vorbind noi înșine paradisul, care nu-i decât o sumă de fapte bune, de acțiuni nobile ori eroice, de purtări mărinimoase a căror aducere aminte e o sobă veșnic dulce și caldă, un prilej de îndreptățită și calmă binefăcătoare mulțumire, pentru a fi fost feriți de schisme și josnicii. Că siguranță și logică absolută nu avem, dar știm întotdeauna ce se cade să facem, modest. Știm, aici e vorba de intuiția binelui. Cu alte cuvinte, Dumnezeu e cu desăvârșire absent în lume, dar e și cu desăvârșire prezent înăuntru nostru. Așa cum spune Kierkegaard, așa cum a tunat și Sfântul Bonaventura, Dumnezeu este iminamente prezent sufletului, ba și chiar imediat cognoscibil. Abia aștept să citesc și restul cărții și vă sfătuiesc, dacă aveți nevoie de o lectură ceva mai spirituală să vă ajute în această perioadă, să cumpărați cartea și să îmi spuneți cum vi s-a părut. Sper că v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați subscribe și ne vedem data viitoare. La revedere!